ragazzi e ragazze, oggi volevo fare un video un po' rispettivo perché voglio dirvi le cose che odio io, non mia madre. Bună tuturor, eu sunt Janina și Mateo astăzi vrea să facă un video în care o să ne spună el lucrurile pe care le urăște. Haideți să-l ascultăm. Allora, la prima cosa che odio di le persone che non mi dice le cose in faccia. Tipo quando, vi faccio un esempio, per esempio se mia madre mi deve dire qualcosa, non manda l'altra persona a dirmi quello che mi ha detto, me lo deve dire in faccia. Atunci, Mateo spune, primul lucru pe care îl urăște este atunci când persoanele nu îi spun în față ceea ce gândesc despre el și trimit alte persoane să îi spună. Lui nu-i place chestia asta, el vrea ca persoanele să îi spună în față ceea ce gândesc despre el. E tutto. E corect. La seconda cosa che eu odio e quando mia madre mi stessa. Al doilea lucru pe care Mateo îl urăște este atunci când mama lui îl stresează. Perché mi faccio un esempio. Perché? Mi faccio un esempio. Tipo io gioco fino a tardi. Mateo, basta! Bugiardo! El a dat un exemplu, zice că atunci când se joacă la PlayStation până târziu, eu îi spun, Mateo, gata, ajunge, dar nu este adevărat, e un mincinos. El lasă să joace cât vrea el. Sì. Comunque, alla stessa cosa che io odio, e quando mia sorella mi dice, stai zitto, perché lei è più grande, lei si sente superiore a me. Al treilea lucru pe care Mateo îl urăște când surioara lui îi spune să tacă din gură, îi spune taci, 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 pentru că ea crede că este mai mare ca el și că are dreptate mereu. E la cuvântă cosa că eu odio e quando una persona ridica, due persone ridicano senza avere un valido motivo. Al patrulea lucru pe care Mateo îl urăște este atunci când o persoană, când două persoane se ceartă fără să aibă un motiv serios. Sí. Se ceartă pentru prostii. Per esempio, mi dai pane. No, lui non ti lo dà e tu t'abbi. Vabbè, e ca atunci când ceri, dăm și mie niște pâine și celălalt nu ți-e dă și atunci se începe cearta pentru un nimic. La quinta cosa che odio quando tipo io sto parlando con i miei amici ancora e arriva qualcuno e mi interrompe, mi dà un fastidio. A cincelea lucru pe care Mateo îl urăște este să fie întrerupt. Când el vorbește cu cineva, nu-i place ca alții să-l întrerupă în momentul în care el vorbește. Aceste cosa că eu zic quando i miei amici dicono che canzoni che vuol tipo per esempio no. Io quando ero piccolo guardavo pure Ben 10 e pure Federico se lo guardavo. Però alcuni dicevano che era stupido Ben 10. Io sono d'accordo, ognuno ha la sua opinione, però non mi può dire che un cazzone può essere stupido, idiota, semo. Atunci, deci, al șaselea lucru pe care Mateo îl urăște este când persoanele judecă alții pentru ceea ce fac. De exemplu, el îi urăște când... Mentira lingua de intră, mă. Urăște faptul că ceilalți îl judecă...
îl judecă pentru că el se uită la anumite chestii în televizor, cum alții se pot uita la altele, așa și el are dreptul să îi placă ce vrea. El, cum toți au dreptul să le placă ceea ce vrea. Și acum face pe maimuță. E o maimuțică el. Maimuțica cu ce te-ai zacă noaptea până la 3, până la 3 și jumătate au căzut chiloții lapte. Acum voi... Nu voi parla col dito nel naso. Senti, ma cosa che io ricordo quando la posso essere mi interroga, no? E io tutto là dico qualcosa, poi arriva qualcuno e mi dice che non è vero. Lasciami finire di parlare, poi dici la tua opinione. Al șaptelea lucru pe care Mateo îl urăște, poate termin să scarpine pe nas, este atunci când la școală profesoara îl ascultă și nu îl lasă să termine ce are de spus. Rătăm o cosă că eu odio excluzionare persoane, no? Mi se întâmplă cum un bambino, în sensul ăla vi piego, no? Loro vedono la carrozzina e pensano che io sia un bambino piccolo, tipo mi fanno tesoro, come fai? Questa è una mela. Deci, al optelea lucru pe care Mateo îl urăște este atunci când ceilalți îl tratează ca pe un copil. Pentru că ei văd căruțul și nu-l văd pe el ca persoană și se gândesc că el este mic și spune: uite, Mateo, ăsta-i mărul. Și el îi vine să râdă pentru că, zice, ăștia mă tratează ca pe un copil mic. Ați terminat. Ai terminat? Da. Dio finito. Ok. Mulțumim lui Mateo pentru acest... Allora, ringraziamo Mateo per le sue 8 cose che odia. Mulțumim lui Mateo pentru cele 8 lucruri pe care le urăște. Și ne vedem la următorul video. E ci vediamo al prossimo video. Like! Like, like, cu dito così, così, così. Like, like, like. Come fai tu? Like, like. Così. Pua! Ciao! Pa! Così con la manina. Bravo.